Da, dumneavoastră vă întreb cum vă explicați prosperitatea, să spunem, cooperativelor de tip kibbutz, kibbutzul nefiind singura formă de organizare colectivă, unde indivizii și-au stabilit în devină libertate regulile de conviețuire și producție. De nou, poți discuți așa. Că asta poate părea o întrebare împietoare sau are pretenția asta, dar problema este următoarea. Aceea că și o ante-întrebare la întrebarea asta, cum îmi explic fără chibusă, este următoarea. Ce înțeleg respectiv oameni cu prosperitate? Pentru că dacă nimic nu exclude în paradigma libertariană, ca pe unde la Atos sau mai la Vale, să existe comunități, da, complet pașnice, complet non-agresive, comunități libertariene, care să decidă că producția, în fine, traiul de zi cu zi sunt organizate pe bază de anumite comunale. În momentul în care avem aceste exemple slujesc pentru a demonstra viabilitatea capitalismului. Și anume agresiunii. Cred că diferența colectivă. Deci acolo toți indivizii sunt de acord, nu mai cum agresivă. Ceea ce cu ce vreau să încheie este lucrul următor. Cred că ceea ce se pare capitalismul ca sistem de organizare în societate de socialism este exact, și nu aș vrea să pierdem sau să pierdem de vedere acest aspect, este exact elementul de agresiune. Și vreau să mă lămurească cineva cum se pot realiza marile deziderate, care sunt și ale mele, la fel cum spunea un coleg aici mai devreme, ca și ale socialiștilor, de egalitate, de prosperitate pentru toți. De sănătate pentru toți. Sunt la fel de convins ca și un socialist că omul nu poate fi fericit în izolare dacă e înconjurat de 99 de oameni nefericiți. Mă îndoiesc profund de chestia asta. Dar cum pot fi toți făcuți fericiți, într-un sens sau altul, prin confiscare? Nu puteți spune că kibbutzurile sunt produsul unei confiscări în masa proprietății private. Sunt, e regim de stat acolo. Sunt într-un stat capitalist, sunt subvenționați, nu le-am dus cu forța, regim quasi-militarizat. Câte chibuțuri? Trebuie să facem o discuție. Da, bun, poate chibuțul nu este cel mai bun. Dar există cooperative în Spania? Nu există. Au existat în Statele Unite multe cooperative care au eșuat. Au industrie proprie. Ok. Dar cred că am răspuns oarecum la întrebare. Din punctul meu de vedere, nu este niciun paradox și nicio problemă. Ceea ce își dorește orice libertarian, cel puțin ceea ce îmi doresc eu pe lumea asta, este ca oamenii să conviețuiască pașnic, fără agresiune din exterior, de relații interumane, inclusiv în colectivități. Ceea ce capitalismul a garantat a fost tocmai extinderea diviziunii muncii și a relațiilor între oameni într-un context pașnic, într-un mod pașnic. Asta a garantat capitalismul. Și asta a dus mai departe și la acumulare de abuție materială. De partea cealaltă, din păcate, nu văd decât drapelul unor valori pe care le împărtășesc și eu și port drapelul acestor valori este pușca. Istoria demonstrează că atunci când aderi la asemenea drapele sau când le iei și le vânduri, nu apar decât consecințe nefericite. Asta este tot ce am vrut să spun. Cred că și capitalismul are o lungă istorie. Atunci când este infectat cu elemente de agresiune, care sunt naturale, adevărat, dar mai ales de agresiune instituționalizată, precum cele promise de stat, atunci da, se produc efecte extrem de perverse. Mă iertat, dar asta seamănă cu discursul de tip un dinanobile idealuri ale socialismului. Eu cred că trebuie să citim literatură de secolul XIX pe engleză, ca să ne mai amintim despre... Domnule, nu. Cred că... Răspundeți dumneavoastră.
Și s-au adresat? Eu țin la întrebarea mea cu Spania. Nu am pus-o retoric. Cu Spania? Da. Da, eu tocmai ajung de la Timișoara, unde tipul ăsta de întrebări a fi la pe gardă. Întrebarea e așa, sună așa, deci primăria Timișoara, împreună cu poliția, a afișat afișe mari pe banii, evident, a contribuabilor, care scrie mare, astăzi cerșător, mâine infractor sau mâine agresor. Și acest tip de discurs și de, care e foarte violent, am început să devină la noi, se duce de la președinție, în care se scoală președinte din afiș, spune aia leneș și aia care muncesc. Deci face categorii foarte simple, așa cum am auzit de aici, aproape la toată secta cu direcție foarte clară, pentru că evident că spaniolii nu vor să muncească ăștia care au acum avut, sunt născuți acolo, încă sunt mai lene și vor să adapteze condițiilor de muncă, evident că nu e deloc așa. Și că vin oamenii de lumea a treia și care pentru bani mult mai puțin. Problema se pune în dreptății în sine, care se creează. Mult mai mecanisme mai mulți decât mine. Poftim? Oamenii așa din Filipine, o fi pe bani mai puțin, dar mai mulți decât. Asta e cu tot o altă discuție, pe cât bani. Problema se pune în dreptății și a mecanismelor de dreptății care se creează. De exemplu, ce faci cu oamenii respectivi care, majoritatea între ei sunt pregătiți, în care s-au investit sume mari de bani, fie de stat, privat și așa mai departe, și care nu au niciun acces pe sectorul lor de job. Asta nu înseamnă că ei nu se duc în alte zone să lucreze. Și că nu există. Sunt forme foarte puțin. Nu spui mie că 50% dintre acei copii sunt leneși, nu vor să muncească, și să nu zici că sunt și drogați, că asta e tendința puterii să zic. Nu, dar asta e genul. Nu, exagerez. Uite, mă duc la țară. Altă problemă. Oamenii stau și oamenii uită. Uite. Mă uit, eu circul foarte mult prin țară, circul foarte mult în orașe mici, mie mă interesează ce se întâmplă pe partea de tot. Și acolo văd cu ochii mei cum, datorită mecanismelor care s-au instalat acolo în ultimii 20 de ani, asta nu înseamnă că vreau să spun că înainte era bine. Ceea ce spuneam este că înainte aveau un acces, într-o formă sau altă, precar sau cum era, la un tip de muncă. Acum, toate mecanismele astea s-au desgrămat. Poate omul respectiv să muncească, evident că poate să-și facă pământul ăla mic, dar șansa lui de a ieși de acolo, de a produce ceva, de exemplu, știți cât bani poate produce un om care are un petic de jumătate de hectare de pământ, el nu poate să-și țină nici două luni copilul la studii, la Iași sau la București sau așa mai departe. Toate mecanismele astea produc un anumit tip de raportare și de mod de muncă. Și asta nu putem să spunem că asta e natura umană, așa, sunt mecanisme care sunt produse de capitalismul nostru, așa aceste cum este distrugere în mecanism nu pot veni de la malinvestment, din alocare greșită a capitalului, și poate și acei oameni, poate nu trebuiau pregătiți în domeniul acela, poate trebuiau să fie în alt domeniu pregătiți unde să fie competitiv și să pătrundă în piață. Dar dacă tot faci alocarea capitalului greșit, odată, încă o dată, încă, nu ai faliment, nu ai instituția falimentului. Tu verși aplicat de Molteanu, verși bani. Toți țăranii noștri sunt alimentari. Deci noi avem contact de țară falimentară. Ei a produs strict pentru că poate mâna. Care nu au instituție falimentului. E vorba de o școală care nu are instituție falimentului. Nu numai, dar și verși bani peste toată economia așa, de vălmășie și în domeniul privat trebuie să găsești faliți care sunt pentru că ai încercat pe acest aveam să spun puțin pe Ernu. Problema care se pune este foarte simplă. Pe planetă există un număr limitat de locuri de muncă, 50 să zicem. Pe aceste 50 de locuri de muncă, pe acele 50 de locuri de muncă, dacă economia nu există, trebuie să discutăm. Deci, să vorbesc, în primul rând. Eu v-am stat pe acele 50 de locuri de muncă se bat 100 de oameni. Și indiferent de performanță ar fi acei 100 de oameni, câte coroniți ar câștiga, câte premii ar avea, 50 de oameni vor fi excluși mereu de la piața fiscalizatorilor de muncă. Nu vorbim de micile proprietăți cu care cele care supraviețuiesc. Mai puțin. Nu, în contextul acesta, liberă, dar nu chiar atât de liberă, în contextul ăsta, totdeauna 50 de oameni vor fi excluși. De aceea este nevoie de solidaritate. Dar numărul lucrurilor de muncă nu se capitalismului care spune că doar 50 vor trăi pentru că ei acceptă salariile pe care le se dă. Dumneavoastră susțineți în lucrul acesta că nevoile umane sunt limitate. Nevoile umane sunt limitate? Sunt limitate sau nelimitate? Ceea ce se producea pe planetă
cu 5 milioane de oameni acum o să dea să produce acum cu 1 milion de oameni. Acum se produc mai multe bunuri și servicii decât se produceau acum. Nu, nu, de asta se produc. Nu mai multe locuri de muncă. Sunt mult mai multe locuri de muncă. Nu mai multe, exact. Și s-a spus că se văd. O intenție cu această polemică peste că în Europa... Nu este în Europa șomajul, nu este datorat numai politicilor socialiste ale statului sau capitaliste ale răilor capitaliști, ci este vorba de o structură care este globală și care a intrat într-o criză datorită noilor producători care produc la prețuri mult mai mici și scot pe proletarii europeni din joc, pentru că sunt proletari chinezi sau din alte țări care accept și care produc la alte prețuri. Și atunci degeaba vom încerca să menținem noi drepturile câștigate prin luptă sau prin muncă la un anumit nivel și în același timp să nu-i ucidem pe ceilalți. Deci ori ne adaptăm sau găsim căi să ne adaptăm la situația globală, dar în tot cazul nu putem menține aceleași politici ca înainte. Fie că sunt capitaliste, fie că sunt socialiste, fie că îi învinovățim pe cei din Statele Unite și din Europa că transferă acolo producția, fie că îi învinovățim pe aceea că produc la un anumit, cu anumite costuri care le suportă oamenii de acolo prin mizeria lor. Deci sunt probleme care nu se rezolvă numai printr-o ideologie. Și nu sunt nici convenții. Sunt niște realități. Că sunt realități naturale, sau că sunt realități sociale, sau că sunt realități economice. Sunt realități. Deci ele trebuie luate în considerare ca realități. Dacă le considerăm numai convenții sau numai natură, nu ajungem la niciun capăt. Mulțumesc. Domnule vă rog să-mi spuneți dumneavoastră la întrebarea dacă există, dacă se poate face o distinție între libertatea politică și libertatea economică. Dacă se poate face o distinție între libertatea politică și libertatea economică. Dacă se poate face o distinție între libertatea politică și libertatea economică. Dacă se poate face o distinție între libertatea politică și libertatea economică. Dacă se poate face o distinție între libertatea politică și libertatea economică. Dacă se poate face o distinție între libertatea politică. Cum aș putea fi eu fericit dacă ceilalți... Eu sunt fericit. Păi, haideți să revenim la miza fundamentală a dezbaterii, să înțelegem cu adevărat ce e piața. Piața funcționează după principiul, după fapte și răsplată. Piața funcționează pe principiul schimbului voluntar. Piața dumneavoastră? Dar cineva menționa aici că există un joc sau o cursă de la care participanții pornesc din standuri diferite. Păi, cel care are 100 de milioane în sistemul pieței nu le-a făcut altfel decât prin schimburi voluntare. Nu asupindu-i, nu exploatându-i și nu expropriindu-i pe ceilalți, ci oferindu-le bunăstare. E un adevăr economic elementar pe care ni-l oferă din 1776, din Aluția Națiunilor, Adam Smith, odată cu celebrul principiu al pâinii invizibile. Se spune că nu bunăvoința măcelarului, voluntarului, liberarului ne fac nouă viața mai bună, ci modul în care aceștia își urmăresc propriile interese. Și cu cât brutarul își urmărește mai acel propriul interes, acela de a face profit mai mare, cu atât el va ajunge să servească, fără să facă parte din intenția asta, servească interesele celorlalți. Ei va produce o pâine mai bună, calitativ, mai ieftin și mai mulți din ceilalți vor fi și ei fericiți. Firește că poate sunt și brutari care acceptă să fie fericiți fără ca toți clienții vor să traverseze exact același stat. Și dacă brutarul acesta spune alături de măcelar și alături... Dacă brutarul, hai să presupunem, că suntem la stadiul de presupuneri. Dacă brutarul și măcelarul spun împreună, domne, hai să facem cumva să fie comunitatea fericită. Cum făceau băieții din Africa, cum făceau galii, cum făceau francii, cum făceau popoarele nordice,
Și vă mai dau niște exemple. Deci dacă unul nu vrea, ce-i face? Dacă unul vrea totul la aici comun e și unul nu vrea. Aici e vorba de educație și de mentalitate. Comunitatea e fericită fără ca participanții la piață să-și propună neapărat lucrul ăsta. Deci dacă unul vrea, mitul sălbaticului nobil e utopie. Nu știu de ce mai... Asta e tot o axiomă, nu? Nu, e magic, care e cuvântul magic nu e și o axiomă, nu, axioma se referă la o idee, la... Și piața absolut liberă e tot o copie, ca și socialism. O piață liberă copiii de 7 ani în industria textilă. Într-un vid cultural total și vid moral. Nici vorbă. Haideți să separăm apele. Păi în anii s-a întâmplat. Și... S-a întâmplat până la secolul da. Unde mi-a întâmplat? Anii până secolul XIX un vid moral și cultural. Și vă am impresia că socialismul a fost cel care a salvat toată Anglia. Nu, dar nu, aduceți-o atât. În anii până secolul XIX a fost un vid moral și cultural. Pentru că asta s-a întâmplat în Anglia, până în secolul XIX. Chiar până la începutul secolului XX. Regăsim capitalismul cât mai degrabă decât acum. Deci acum nu mai e capitalism. În secolul XIX era capitalism, dar era un vid moral. Am spus că era un vid moral. Am spus că referitor la întrebarea dumneavoastră dacă ar exista piață liberă de mâine, am vedea copiii de 7 ani muncind. Eu mă îndoiesc foarte tare. Aveți, dar ce există precedente istorice. Dar mai e piață liberă. Da, și istoria asiatică chiar acum puteți să găsiți. Localizarea industriei. Acolo. De ce aduceți în discuție doar Anglia? Este patria capitalistă. Și întrebăm cu doamna care a găsit la 7 ani de la în Indonezia. De ce aducem în discuția copilul de 7 ani muncește pe jara? Vă rog frumos. Dacă permiteți, din punct de vedere al legiuitorului, dacă poate jongla cu una pe seama celeilalte, da o lege în care măresc libertatea, libertatea economică, dar micșorez libertatea politică și asta prin libertate politică, prin libertate economică, eu înțeleg manifestarea de plină a dreptului legitim de proprietate. Evident că dacă libertatea politică pe care o aveți în vedere se referă la, de pildă, existența și funcționarea democrației, atunci putem găsi, la ora actuală, exemple cât se poate de concludente. De pildă, în Hong Kong, vreme de aproape jumătate de secol, nu au fost organizate alegeri. Deci, oamenii de acolo mergeau la vot. Nu era libertate politică. Dar era capitalist sau ceva mai aproape de capitalist. După cum putem să luăm exemple din polul celălalt al realităților. Adică să avem țări în care oamenii merg frecvent la vot și votează pentru ceea ce ei speră că va fi binele lor, dar nu beneficiază de manifestarea de plină a proprietății private, adică nu beneficiază de libertate economică. Deci distinția există. Un minut, vă rețin. Copiii de 7 ani muncesc. Vă spune părintele unui copil de 7 ani. Și am copil de 9 ani. Iar nu se șuc de punte. Vorbim de muncă salariată. Vorbim de muncă salariată. Recompensele pe care le primesc când găsim copilul de salariat. Dar de ce nu l-am găsit la răsit? Dar copilul nu trebuie să înțelegeți că vă trebuie să funcția. Dar tot vorbim de muncă salariată și exploatată. Care produce profitele privat. Folosiți sofisme ca să demonstrați. Nu, investește în viitor. Eu sunt copil de socialist. Excelent. Zice cineva asta, nu zic eu, dar a zis copilul cândva la 7 ani era manager. Stătea cu gâștele, știa, era realist. Așa, acum la 24 de ani care stau. Și nu știu pe ce lume trăiește. Păi poporul român a fost manager înseamnă că vreo 2000 de ani, că tot așa cu veștele a stat. Și de-aia mortalitatea. Păcat că n-am dezvoltat o civilizație mai avansată, mă mir că... Da, doamna, și eu să răspund foarte scurt la ceva de... Cred că
întreb câteva, pentru că au fost mai multe, nu știu dacă n-am reținut pe toate. Unu, s-a adus în discuție chestiunea violenței pe care a presupus-o socialismul și s-a spus că nu putem să ne permitem să facem experimente pe seama vieții umane. Sigur că a spus-o și Vasile, eu am spus că mă diferențiez și iau distanță de socialismul de dinainte de 1989, însă spun că este, bineînțeles, o consecință a unui tip de gândire de stânga, pe care trebuie să-l asumăm, tot cu violența de rigoare, așa cum însă și capitalismul ar trebui să-și asume violența pe care a creat-o. Și nu înțeleg de ce, de fiecare dată când este cazul să arătăm cu degetul la socialism, pomenim despre victimile regimurilor totalitare. De ce nu se vorbește despre violența capitalistă, care sunt mult mai multe pasivuri? Deci, capitalismul, comunismul nu a exterminat populații integral. Capitalismul a făcut-o. Mă refer la colonizări și populațiile indigene din America. Prin ce erau colonizări? Deci eu pot să spun prin ce era comunismul în Uniunea Sovietică, eu spun că tocmai capitalismul. Trebuie și asumă S-au produs într-un sistem capitalist, era o consecință a sistemului capitalist, da? S-au produs într-un sistem, era o consecință a acestui tip de sistem. Vă dau exemplu punctuale de dictaturile din dictatura din Chile. Noi nu avem legitimație de capitalist și nu pot fi asimilat. Da, asta e. Așa. Și oricum schimbau foarte... Vă rog să clarificați și înțelegi. Vă rog să vorbim despre ceva. Prin capitalism. Vorbim despre etatism și violență. Și oricum schimbau o nesmărgene cu aur. Era foarte... Prin capitalism înțeleg următorul lucru. Și am spus mai devreme. Capitalismul este acel tip de regim sau sistem economic. Economic, care se caracterizează prin muncă salariată și profit și proprietate privată. Bun, unde și care armele și dar spuneți-vă, vreți, nu pot să vă răspund dacă vă întreb. Îmi cer scuze, dar nu pot. Așa, și care se caracterizează printr-o suprastructură la nivel politic. Suprastructură care presupune și competiția între state. Evident că da, pentru că structurile politice și statul nu sunt independente de baza economică. Sunt o suprastructură și o urmare, o consecință a tipului de organizare economică. Prin urmare, atunci când avem state capitaliste angajate în războaie colonialiste, ele sunt o consecință a sistemului capitalist. Da? V-ați tăiat propria definiție ca să vă ajute. La jumătatea frazei, acolo unde ați terminat legitimă la proprietate, ați deviat în altceva. Să lăsăm să răspundă. La ce socialism? Da, asta vreau să vă spun. Asta promit în data viitoare dacă ne mai invitați. Da, ce propuneți voi până la urmă? Ce fel de sistem economic vreau să construim? Ce sistem? Pentru că am vorbit despre autoritarismul și în întreprinderi și m-a întrebat și domnul ce înțeleg sau cum ar arăta un sistem economic mai puțin autoritar în întreprindere și în general în economie. Prin socialism, am spus-o și o regret, înțeleg, acel sistem care asigură o paritate de participare a tuturor cetățenilor la viața publică și politică și beneficii juste în urma procesului de producție economică. Pentru că s-a vorbit, dumneavoastră ați adus în discuție ce înțeleg prin bunăstarea colectivă și cum o măsor. Nu măsor nici într-un caz așa cum se măsoară unde sunt numai în Bangladesh, se măsura prin indicele fericirii, că aveau un indice. Nu, dar se poate măsura foarte clar prin egalitatea de venit, egalitatea de avere și așa mai departe. Deci avem tot la muncă egală. Poftim? La muncă egală. La muncă egală, da. Cum măsurați muncile egale? Socialismul. Să știți că eu sunt marxist. Dar încă o dată, asta e o problemă care până acum marxismul nu a rezolvat. Deci, să fie clar, dacă spunem așa, expediem problema în altă parte. Numărul de nu este chiar așa de clar. Nu, eu n-am spus niște principii, dar n-am spus ea la multe. Dar cum realizezi? Asta este problema. Sunt de acord aici că s-a încercat să se realizeze egalitatea aceasta prin forță, pentru că nu exista un principiu de definire a egalității lor muncii. Și aici este vorba de faptul că muncile sunt diferite calitativ.
Dați-mi voie să vă spun că în varianta de socialism pe care o susțin, munca nu joacă un rol central. Ceea ce am avut până în 1989 este o variantă de capitalism de stat, în care muncitorii, în loc să fie angajați ai unui proprietar, erau angajați ai statului. Pe ce bază construiți acest socialism? Pe ce bază socială? Pe muncă nesalariată, dacă îmi permiteți. Pe muncă nesalariată, dar tot muncă. Cum o evaluați? Muncă, dar nu muncă salariată. Cum o evaluați? De ce trebuie să evaluăm munca? Păi dacă vreți să evaluăm... Dar dacă nu am salariu, nu mai e nevoie să o evaluez. Păi stați o clipă, vreți să distribuiți produsele în raport de cantitatea muncii. Da. Da sau nu? Dacă nu, atunci dăm la toată lumea că trebuie să mai mult. Când vreau să spuneți, sunt exemple de așa numite, pentru că vreau să răspund și colegului, sunt exemple de self-managed companies. Da? Sunt companii care nu aparțin unui proprietar sau unui grup de acționari, ci care aparțin muncii care sunt și deținătorii drepturilor de proprietate în acea companie și unde se găsesc formule echitabile, egale, absolut egale. Deci managerul nu primește mai mult decât muncitorul care produce pâine sau jileturi în fabrică, pentru că munca este considerată egală. Sunt forme care există și care deci cred că pot să fie... Este, bineînțeles că este o convenție, nu putem lui... În tot cazul, teoria asta nu e marxistă. Nu fi marxistă, eu am spus că sunt marxistă, dacă zis că e marxistă, așa. În al doilea rând, în al doilea rând, problema este că una este o întreprindere mică, pentru că nu există întreprinderi mari care să funcționeze. Nu, există foarte multe întreprinderi. În al doilea rând, cum să face o economie să o conduci în felul ăsta? Asta nu se mai poate rezolva chiar așa de simplu. Asta este o provocare la fel de așa cum... Nu, pentru că... Vedeți dumneavoastră, și stânga, și dreapta, și economia capitalistă, și cea socialistă, nu au admis niciodată principiul cooperării. Cel puțin în fapt. Și autoconducerii. De fiecare dată când s-au întâlnit cu el, au încercat să-l suprime. Asta este. Principiul autoconducerii este exact un principiu tipic al stângii. A stringii, dar n-a aplicat-o niciodată, nu, când a fost la putere. Mă scuzați, dar n-am mai avut muncă nesalarizată? Munca nesalarizată se numește sclavie. Nu, sigur că e sclavie. Nu, faceți o confuzie. Sclavie este o formă de muncă nesalarizată, dar nu orice formă de muncă nesalarizată este sclavie. Și a dumneavoastră... Cum era? Deci, în aceste întreprinderi de care vorbesc, unde muncitorii își pun munca la comun și împart beneficiile muncilor la comun, vi se pare o sclavie? Sclavul trebuie să existe când e... E sclavie în momentul în care unul vrea mai mult și atunci... Condiția să fie un dar... Dar dați-vă seama, vă rog să vă dați seama că acea întreprindere lucrează, dacă nu într-un sistem capitalist, măcar într-un sistem de piață. Cum se echivalează produsele în afara întreprinderii? De treabă. Păi nu, soare valoare zero în cadrul întreprinderii. Nu, bun, este valoare zero și răsplata este valoare zero. Dar cum le echivalezi cu alte produse? Pentru că nu poți să faci o întreprindere care să producă da, tot. Asta e o discuție despre care am putea trebuie să o continuăm 2, 3, 4, 5... Aș vrea să răspund la chestiunea cu bunurile publice, pentru că exact cât de scumpe sunt. Ați spus că din cei 40% bani cât îi mai rămân omului în buzunar după ce și-a plătit taxele, el își asigură un trai și așa mai departe. Aș vrea să spun în primul rând că nu și-l asigură așa de bine că credem. Iată, dacă ne uităm pe cifre, și-l asigură prost. Da? Dar îi permite foarte multe bunuri servicii. Sunt 35% dintre români care declară că veniturile lor nu le-a ajuns pentru a-și procura bunurile alimentare necesare. Deci nu își asigură atât de multe și nici într-un caz fac. Nu declară. Da? De locuiesc undeva, clar, da? Nu sunt locuiesc undeva. Dați-mi voie să vă spun că locuiesc, da? Aici, da, locuiesc undeva, pentru că 90% dintre români sunt proprietari de case pe care le-au moștenit din timpul regimului comunist. Dacă ne uităm în vest, o să vedeți că sunt 60% comunism, capitalismul de stat, regimul de dinainte de nu e frumos să accepți, că în dezbatere este cel mai... E lovitură și cel permit cumva ori lumină, ori gaze, ori curent, ori ceva, și mai și mănâncă. Da? Deci permit ceva, dar nu ori de foame. Esențiale, pe când cu diferența, nu primesc aproape nimic, sau chiar nimic.
Bun, eu v-aș spune următorul lucru. În primul rând, prima remarcă. Taxele pe care le plătim și procentul din PIB care este alocat educației și sănătății și altor bunuri publice este foarte mic comparativ cu... Noi ne uităm la francezi și la spanioli și la nemți și zicem, uite domnule ce sistem de sănătate și educație au. Dar ne uităm la cât plătesc francezii și nemți.